Neața, la cafea, ce faceți? Oameni buni, oameni frumoși, haideți să iau o gură. Minunat. Vreau să fac acest clip, în primul rând pentru a vă spune despre anul 2020. A fost un an mai dificil pentru noi toți. 2021, ce urmează, sperăm să fie un an mai bun. Sperăm ca acest an să vă placă și... Na, mie nu mi-a plăcut deloc 2020, a fost un an terorist. Pentru mine a fost nasol. În fine, vreau să vă mulțumesc. Pentru aceasta fac acest clip. Să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la mine. Tuturor celor care ați comentat și mă susțineți. Vă mulțumesc, mă înclin în fața voastră și vă respect. În 2021 o să încerc ca acest canal să meargă mai bine, din ce în ce mai bine. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care urmează să se aboneze la mine. Vă urez un an nou cât mai bun. Să aveți tot ce vă doriți în viață, să aveți pe cine doriți lângă voi. Și să fiți fericiți, să fiți iubiți, să beți, să mâncați, atenție, cu limită, niciodată nu depășiți acea limită, așa sunt eu, așa o să vă spun mereu. Vă mulțumesc, vă respect, vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați uitat la mine anul acesta, pentru toate vizualizările, pentru toți subscriberii pe care i-am, nu sunt mulți, dar sunt buni, acolo unde sunt. Deci, subscriberii mei sunt subscriberi adevărați. Abonații mei sunt niște oameni simpli și buni. Dacă au făcut asta și s-au abonat la mine, înseamnă că au avut ceva de învățat din clipurile mele sau vor să mă susțină. Vă mulțumesc, mă înclin în fața voastră. În cinstea voastră, beau această cafea și vă urez un an nou cât mai bun, să aveți un an nou cât mai fericit și să vă placă. Sper ca în 2021 să se sfârșească nebuneala asta de pandemie și să fim ok. Până atunci, cheers! Să aveți un an bun, e un clip mai scurt, vă mulțumesc, vă respect, vă iubesc și să ne vedem în 2021 cu bine și cu noi clipuri. Haideți, cafeaua pe voi! La revedere! Vă iubesc, oameni frumoși, vă doresc tot ce vreți!